شي من رجاتي لا ونو ابيسود بقناه صبلا سماو كان بروست sau mai știu eu cum, dar e din cauza microfonului că e destul de departe de mine și nu e un microfon care să capteze foarte, foarte mult sunet de la depărtare, așa că, pe scurt, am să vă prezint niște componente pe care le-am cumpărat pentru calculator ca să putem să facem episoade live-uri mult mai ok, să putem să jucăm jocuri puțin mai noi. De fapt, mi-am luat decât un procesor, niște RAM, dacă sunt deschiși, dacă le vedeți cum sunt ele acum că sunt deschise, am încercat mai înainte să filmez, doar că s-a întâmplat ceva din greșeală. Aia e. Avem un cooler, mi-am luat o placă de bază și un monitor, că nu aveam al doilea monitor și pe data viitoare poate reușim să ne luăm și o placă video nouă. Bun. Despre ce e vorba aici la procesor, ce ne-am luat noi, ne-am luat un i7-8700, nu capa, fără capa, de 3.2 GHz. După părerea mea l-am prins destul de bine, la undeva la 14 milioane și puțin. Acesta ar fi procesorul, cam așa ar arăta în cutiuța asta lui. Stai să văd cum aș putea eu. Focalizezi? Am... Da, nu vrea. Stai așa să închid eu geamul, că am început ploaia. Pa! Bun! Ce mai am luat eu aici? Aici am RAM-i. Mi-a luat ceva cărticică, da, cum se instalează un procesor. Dar știu deja. Bun, aici avem plăcuța de RAM. Este de 16 GB. DDR4 la 2400 și are ceva aici. Văd cum are. Bun, cam așa arată. Designul e destul de frumos la ea. Și mie chiar îmi place. Aceasta e cutia. Și cutia are un design chiar fain. Oricum, cutiile le păstrez de amintire, să mai știu ce. Colecționez cutiile. Bun, hai să punem noi cutia asta aici, așa, bun. Și RAM-ul așa, dar să nu avem de ce. Punem procesorul aici. Acesta este cooler stock de la procesor. Încă nu mi-am luat ceva procesor pentru el, nu știu. Cred că ăsta stock o să facă față, nu cred. Plus că nu o să dau overclock. De-aia și nu mi-am luat și capa. Că, na. Și zic că o să-i facă față, nu știu. Așa cred eu. Bun. Cei de la data, de la RAM, mi-au mai dat cadou, am mai primit cadou de la ei, un mousepad. Un mousepad destul de mare și asta e fain, de mult căutam așa un mousepad. Și chiar foarte fain materialul. Nu știu, gândiți-vă că e cât toată asta. E cât jumate din biroul meu. Oricum, mă gândesc să-mi ia și un birou mai mare. Deci e cât jumate din biroul meu toată nebunia asta. O să las fix așa aici. Dă bine, se vede bine, știi? Asta l-am primit de la ei, acesta este săculețul. Scrie aici XPC, XPC sau, na, cum s-o citi. Nu știu cât costă el normal, cred că e undeva la 60-70 de lei. Deci, îl găsiți pe bag, de acolo le-am comandat. O să vă las link-urile în descriere dacă vreți, cea mai probabil. Bun, acum o să vreau să vă arăt placa de bază, imediat. Hopa, bun. Iar aici avem noi, cum să dau eu asta, mai așa, avem noi aici placa de bază, un Asus ROG Strix B360G Gaming Motherboard. Are și, opa, acum observ că are Aura Sync, are RGB pe are luminițe lol, chiar nu am luat pentru luminițe sau ceva, dar... Acum observ de abia. Se pare că gen are socket-ul la procesor de 1151. E pentru 8 generații de procesoare, de exemplu cum am eu i7-le. Poate suportă două plăci video. Porturi nebuneli. Bun, hai să și desfacem. Mi-am mai făcut cel de acolo, ca și monitorul. Mi-am făcut să le verificăm. Bun, hai să spatem noi frumos. Așa, opa, am făcut-o cu cutie, se pare. Bun. Asta așa, opa. Dăm noi ăsta la o parte. Avem noi aici niște... Asta așa, să luăm noi frumos. Avem niște hârtiuțe, niște de-astea, opa. Și asta? Game off. Iar, pă, gen, când te joci ceva, știi, și să nu intre nimeni pe tine, sau gen, aici când se intre, e aici când să nu intre, știi? E chiar super tare, o să pun... Pot să-l pun aici undeva la microfon? Da, îl pun... Îl pun așa aici, bam.
Chiar tare chestia aia, am prins ceva manual, o pas și un CD pentru ea. Trebuie că la unitate o să iau driverele, pentru că nu mai am la unitate DVD writer-ul. Hai să scoatem noi placa de bază, să o plugăm noi așa, le scoatem noi după pada. Bun, o avem așa frumos aici. Nu știu, felul cum arată placa asta de bază e bestială. Are un design super. Uitați-vă doar cum arată placa asta de bază. De ce zic că nici, na, sunt unele și la vreo 30 de milioane care sunt super frate, dar pentru banii i-am dat undeva la 5 milioane de pe ea. Arată super bine. Nu știu, și nu știu unde ar putea să aibă acele luminițe, pe unde ar putea să le aibă, dar e super faină. Aici avem noi pentru procesor socketul. Bun, dăm noi, uite, stai cum era, cum are asta, uite așa, bam, frumos, dăm asta așa, îi scoatem plasticul ăsta, dar nu știu cum se scoate, asta e treaba. Bun, mereu, cum vă luați placa de bază, scoateți acest plastic, fiindcă după aceea o să puneți procesorul și poate să vă strice ceva. Bun, am dat asta la o parte, punem înapoi nebunia asta la socket, 4 sloturi de RAM, 2 pentru placă video și cam asta ar fi. Avem aici pe partea fix aici, în spate avem așa un DVI, USB, USB, mouse cum era înainte, pe cei de la asta cum se numește, un HDMI, SS, asta nu știu ce ar putea să fie sincer, prima oară când văd. Nu știu dacă se observă, sunt astea SS, nu știu, puneți-mi acolo la ce s-ar putea folosi alea. Pentru net, avem noi aici pentru microfon și alte chestii, deci cam asta ar fi cu placa de bază. Asta o să o punem noi undeva într-o parte. Punem noi cilișa, opa, îngrijirea. Nu, ne-au mai dat ceva conectori. Ok. Sincer, am uitat cum se cheamă la pinii ăștia. Da, pentru RAM sau nu mai știu pentru ce era, dar știu că era pentru ceva. Bun, dăm și asta la o parte. Trebuie să dau eu unde spun eu placa de bază. Mai aveam ceva acolo. Da, fie, o să-mi trebuie data viitoare, când o mai fi. Până acum hai să vă arăt și monitorul. Monitorul e destul de mare, așa că va trebui să dau astea toate la o parte. Bun, dăm asta așa, cu RAM-ii. Iau și eu, bă, de fapt m-am spus la asta, las. Opa! Na, uitați aici toată mâncăoaia. Deci e super mare. Cum aș putea să dau eu asta? Mai, uite așa. Stai că am și eu oza pusă pe fotoliul ăsta. Bun, asta e monitorul. 24 de inci, ceva de la LG. Normal, v-am spus, comandasem altul, dar nu-l aveam în stoc. Și putea să așez foarte mult după el. Nu dai ceva la monitor în care probabil o să pui piciorușile astea, cred că așa va veni. Nu, așa, cel mai probabil va veni aici. Bun, hai să le dau eu. Asta e. Opa, bun. Oh, mamă, ce design fain are. O să-i las astea pe el. Da, asta va veni undeva pe aici. Hai să vedem. E ceva în genul ăsta. Nu pot, cam asta e maxim oare? Nu prea crede. Nu vreau să încerc ceva, o să mai pe cartea aceea de instrucțiuni. Dar cred că s-ar fi maxim, dar nu prea cred că cam joacă, de ce? Cred că aș putea să un pic mai tare, dar nu-l forțez acum sau? Da, asta. O să dăm noi deoparte piciorușul. Dăm noi asta la o parte. Bun, aici avem ăsta care îl băgăm în priză și dăm sursa de alimentare, practic ar veni alimentatorul care îl băgăm în priză. Aia are mufa aceasta. Bun, cam asta ar fi. Bă, nu mai fain. Opa, nu da și cumva da, ne da și un HDMI cadou. Inclus în el am avut. Ia. Opa. Cine avea asta? Ok. Ah!
Fricoasa e gen să pui aici. Ok. Gen, nu știu, că nu cred că ați văzut, n-a fost gen, se pune așa aici, cred, sau, nu, aici, în spate, spate, spate. Deci așa, așa vine, ok. Asta e HDMI-ul, da, HDMI. Mai aveam unul, dar nu stric un plus. Așa avem cărticica lui, deci o să trească să ne uităm după, că ea, fiindcă nu vrea să stric ceva la el. Aici avem CD-ul, dar n-a fost băgat în nimic și n-a, încă o dată, n-am pentru CD, dar o să le iau după net. Driverele. Bun, dăm asta la o parte. Hai să scoatem noi nebunia asta. Polistiren, bam! Are cap. Mai să vedem cum am putea noi să scoatem ăsta. Opa. Bun. Hai să dau în cutia asta. Așa. Iar aici avem noi monitorul, tot așa. Bun. Aici avem noi monitorul. Și bam 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 bam. Buf! Ăsta e monitorul, cam atât de mare. Deci, uitați-vă la el cât de mare. Și mi se pare destul de mare față de cel care aveam înainte. Era unul de 220 de 10 inci. Asta e de 24. Și mi se pare chiar super mare. Să văd ce loc am pentru el. Cam asta ar fi și monitorul. După părerea mea arată chiar super bine. Aș vrea să dau asta jos, așa să cât de frumos. Cât. Mamă. Cum se simte? E nebun. Asta, uite, asta de aici. Cât? Și acum aș putea să dau și asta. Cât? Și cam asta ar fi. O să pun eu fix undeva pe scaunul ăsta, la aici. Scaunul ăsta. E bine. Dăm noi asta frumos. Cam așa arătat din față, așa arătat din spate. E ceva simplu. Și are nebunia asta aici cam mare, sincer. Restele chiar foarte subțire, dar are și margini foarte mari și asta îmi place. Deci, na. Cam asta ar fi cu tot ce am cumpărat. Sper că v-a plăcut. O să ne vedem în curând cu episoade noi pe canal, cu tot felul de jocuri, mai ales acum sper să meargă și mult mai bine, dacă e să vom reuși poate să luăm și placa video, ceva poate mă gândesc la un 1070 Ti, dar vom vedea. Bun, vă mulțumesc foarte mult de vizionare și nu uitați să apăsați acolo un buton de like, să strânge cât mai multe, să apărăm și noi acolo la recomandate și un share, de ce nu, ne auzim data viitoare. Pa, pa!